Să stai singur în care îi pui bat. Mai prindem haltă. Ok, toate geamurile închise, mai puțin așa, dar un pic crăpat geamul cât să ții mâna nou. Dacă vezi chestia asta, ce te gândești? Prima dată motorul. Te gândești că omul ăla are în mașină ceva împintat, ceva urât mirositor, probabil, de golește un tub de șprim în mașină. Eu așa părea că se uită la mine, zic, ce are o mașină de golește? Bă, un tub de șprim ca nebună, o fi mașina lui? Poate e mașina lui cuiva? Așa, și eu... Da, cu spray, eu goleam tubul de spray și vorbeam cu el în timp ce goleam tubul de spray. Dar zic, da, salut, serios, îmi pare bine. Asta e mic pe lângă alealte care urcă pe braș. Stai să-l vezi. Are două din astea, două automotoare și o locomotivă. Are două automotoare. Cel de pe... Cel de pe asta, cum îi zice, de pe Brașov are și locomotivă electrică. Le pune pe toate. Când coboară, coboară cu toate. De pe Valea Bracului și intră în Brașov. Are o viteză, parcă zici că te dai în roller coaster. Ce ai făcut? S-a răsturnat ceva, n-am. Iei curbele așa? Păi puteai să ieși de ei, lor zice. Ai desfăcut ceva? Tu vezi pe unde e mâna.
anul trecut erau puse mașinile invers. Asfaltar, nu știi că lucra. Eu am făcut, eu fac. La anul ăsta. Ia să, uite să-i mulțumim aici lui Robert. Mi-a dat video, a explicat how-to pentru proști, așa. Am ucit, număr de anii. Da, 9:39 de minute. Oricea Andrews și, cum se numește piesa? Dam, dam, dam. Că poate de povestea mine, de a făcut de mine. Și vă povestim de revenim și despre o scrisoare foarte interesantă. Că mi-am fost cine a povestit. De aici pe unde? Da. Nu e posibil ca o scrisoare să întârzie 100 de ani. Și ce scria pe ea? E fascinant. Cum începe scrisoarea asta? E ca bine? E comedie involuntară. Vă povestim când revenim. Bună dimineața! De ce să acceptăm ce ni s-a spus că trebuie să fim? Dar cu ultimul când ne uităm cu toții să aici? Nu mai vreau. Nu mai vreau.